deschidem Lada de Zestre cu Arabela Ionescu. În partea a doua a emisiunii, cu doar 7 minute după ora 17, ne convingem că românii pot fi geniali. Bucuroși de oaspeți, îi spun bun venit în studioul 24 interpretului Florin Boita. O mare bucurie să fii alături de noi și de ascultătorii Radio Antena Saltelor. Bun venit! Să rămână bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. O sărbătoare, cred, în sufletul tău. Spun acest lucru după ținuta cu care, iată, ne onorezi astăzi, după frumusețea costumului tău popular și după frumusețea acestei bundițe, spun bine? Da, acest liber, așa liber. Se spune în Banat, da? Așa. Îl păstrez în Lada de Zestre. Îl păstrez cu mare sfințenie pentru că este cartea mea de vizită. Fără el nu aș putea să fiu ce sunt până în momentul de față. Le vom spune și ascultătorilor noștri pe parcursul celor aproximativ 50 de minute de unde a început dragostea ta pentru cântecul popular românesc, unde te-ai născut și cum te-ai format în așa fel încât, iată, la 25 de ani, la nici 25 de ani, să fie deja un nume cunoscut în lumea muzicii populare, un artist destul de des întâlnit pe scenele importante de concert ale țării, așadar, Florin Boita, o bucurie și pentru tine, dar și pentru noi, cei de la Radio Antena Satelor. Propun să deschidem oferta muzicală și să le oferim celor care sunt acum pe recepție piesa Vin cu mare bucurie. O formă, nu, de salut și de... Așa este, pentru toți cei care ne ascultă. Așadar, Florin Boita alături de noi aici în studioul 24 al Radio Antena Satelor. Plăcut întotdeauna lume, omul petrecând lume, dă dracu-n pe suflet mâna lume, când vin să vă cânt. Vin cu mare bucurie, ma cărșinie mă-mbie, că asta-i patima mea să vă pot cânta. Oamenii de fală lume și dă-i pătimași lume, parcă vin și măi cu geală lume și mis măi potcași. Vin cu mare bucurie, ma cărșinie mă-mbie, că asta-i patima mea cu drag a cânta. Ce-am găsit așia lume, să ce-mi veselesc lume, mult îmi place omenia lume și păi doșinstăsc. Vin cu mare bucurie, ma cărșinie mă-mbie, că asta-i patima mea să vă pot cânta. La socoată lume, o zi ori un șas lume, unge când prin lumea toată lume, eu mă sunt acas. Vin cu mare bucurie, ma cărșinie mă-mbie, că asta-i patima mea cu drag a cânta. Vin cu mare bucurie la oameni de omenie, că asta-i patima mea să vă pot cânta. Cu mare bucurie, Florin Boita ne aduce cântece frumos țesute și păstrate în Lada de Zestre, acolo acasă, la Timiș. Așa este, în Timișoara. Cu mare bucurie și cu emoție, iată, ești alături de noi. Îmi mărturiseai mai devreme că ai așa în suflet
o flacără care... Da, așa este, de mic copil ascult Radio România, Antena Statelor, și acum să mă văd aici este un vis pentru mine, să mă văd în studio, să fiu în direct cu toți ascultătorii, cu toată țara. Este ceva extraordinar, vă mulțumesc frumos pentru ocazie și invitație. Noi îți mulțumim pentru bucurie, pentru sinceritate și pentru căldura interpretării. Am descoperit un glas frumos, un glas cald. Ascultând piesele tale, se vor convinge și cei care se află acum alături de noi pe frecvențele Radio Antena Satelor, se vor convinge că ești un om educat. Din emisia vocală, din felul în care totuși, deși ești interpret de muzică populară, totuși se vede educația muzicală. Aș vrea să ne spui, ești absolvent de liceu de muzică? Da, așa este, sunt absolvent de liceu de muzică din Timișoara, Colegiul Național de Artă Ion Vidu. Am absolvit pe urmă și Facultatea de Muzică din Timișoara și pe urmă am absolvit și masteratul Facultății de Muzică din Timișoara. Cânti la pian? Am făcut pian secundar și în liceu am făcut și vioară. Și pe urmă am terminat canto popular. Deci canto popular, acesta a fost cel mai la îndemână ție. Principal, și da. Cum ai ajuns la muzica populară și bănuiesc la folclor? Da, să începem cu începutul. Te rog. Este o povestioară mai haslie, zic eu. Eu când de la vârsta de 5 ani, pot să spun că la 5 ani am avut primul meu spectacol, la 5 ani eram în satul meu Ianova, alături de bunicii mei care sigur la ora aceasta ne ascultă și cum sunt... Cum se numesc bunicii? Teodor și Maria Vulturar din Ianova. Îi salutăm cu mare drag. Și bunica din partea tatălui, care o cheamă Maria Boita, care sigur ne ascultă. O salutăm și momente pe dumneaei de asemenea. Și eram la bunicii mei la sat și bunicii ascultau Radio Timișoara, Radio România, Antena Satelor foarte mult și atunci era în vogă domnul Aurel Tămaș cu piesa Dei murim, ori pune în groapă. Și bunicii au notat în fiecare dimineață, era cerută foarte mult la dedicație, au notat în fiecare dimineață câte o strofă, câte o strofă, câte o strofă. Au scris toată piesa și a trebuit să o învăț, cu gândul că eu voi cânta de 8 martie, de ziua mamei, voi cânta la serbare această piesă. Am învățat piesa, m-am dus la grădiniță, la educatoare și am spus, doamne educatoare, vreau să cânt și eu la serbare. Foarte frumos, frâne, ce piesă? Și când am început să zic, de murim, ori pune în groapă, eram foarte mic, foarte, nici acum nu sunt înalt, dar total nepotrivit, da, un copil, vârstei tale. Un copil de o șchioapă să cânte, de murim, ori pune în groapă. Și de ziua mamei a spus, frâne, nu se poate așa ceva. Și pe urmă bunicii mi-au povestit că am mers acasă supărat și am spus că eu de mâine nu mai merg la grădiniță, pentru că doamna educatoare nu mă lasă să cânt piesa care eu am sărit atât timp să o învăț. Iar atunci mama lui tata, nu știu, a plecat a doua zi dimineața, nici nu s-a făcut bine de ziua, a fost la ușa doamnei educatoare și ce a spus, ce nu i-a spus, că în acea zi când am ajuns la grădiniță, doamna educatoare a spus, Florine, pe urmă, după ce noi terminăm programul care îl avem bine stabilit la serbare, vei cânta și tu această piesă. Și acolo a fost primul meu spectacol pe o scenă, e amenajat acolo într-o sală de clasă, a fost primul meu spectacol. Îți amintești sentimentul pe care l-ai avut vă dai seama de la finalul acestui moment artistic? Da, de bucurie, mai ales că toți părinții, țin minte, toți părinții m-au aplaudat și de acolo pot să spun că a plecat toată treaba asta spre muzică, pentru că îmi plăcea și oamenii au spus de ce să nu mergi mai departe și pe urmă am continuat studiile. Când ai urcat prima oară pe o scenă profesionistă? Pe urmă am plecat în 1996, am venit la Timișoara la grădiniță, ultimul an la grădiniță, iar atunci părinții m-au înscris la Palatul Copiilor din Timișoara, unde cu cei de la Palatul Copiilor am avut și primul spectacol. La Palatul Copiilor am fost membru din anul 1996 până în 2001, iar din anul 1998 am colaborat în paralel și cu ansamblul Timișul de Tineret din Timișoara, cu care am mers, cum ar veni, până în anul 2008. Dar din anul 2001 am avut un pic o schimbare a glasului și n-am putut să mai cânt o perioadă de timp și am ales și dansul popular. Am intrat și în formația de dansuri al ansamblului Timișul de Tineret. Iar din 2000, atunci cum am început în 2001 și dansurile, am renunțat la Palatul Copilor, nu mai puteam să mă împart în amândouă părți.
iar din 2007 până în prezent sunt membru al ansamblului folcloric Doina Timișului, al Casei Studenților din Timișoara, unde activez și ca solist și ca dansator. Superb, superb, te felicit pentru această alegere. Iată, știi cum se spune, că muzica reproduce însuși caracterul uman. Da. În cazul tău, activitatea ta muzicală și artistică, da? Iată, îți dezvăluie sufletul până la urmă. Da, aceste trei, cum să spun, ansamblu, Parada Copilor, Ansamblu Timișul de Tineret și Ansamblu Folclorului Doina Timișului, Casa Studenților din Timișoara, sunt trei, cum să spun, ansambluri principale. Dar eu am mai colaborat și am mai fost membru pe o perioadă mai scurtă și cu alte ansambluri, cu Ansamblu Bujorul din Timișoara, cu Ansamblu Iorgovanu, unde iarăși la fel am și cântat și am și dansat. Ai întâlnit oameni cu totul și cu totul special. Vom vorbi și despre toate acestea în minutele imediat următoare. Deschide lada de zestre. Uită la mine, e gerau, îi merge, mândra-n poartă șăge, o nu văd eu bine, m-așteaptă pre mine. Eu dă-nă drum, îi zic așa, ce frumoasă-i mândro e gera. Eu dă-nă drum, îi zic așa, ochii tăi-s verzi ca e gera. Mai mult de un an, sara la Givan, tot am vrut să-ți întâlnesc, ochii să-ți privesc. Mai mult de un an, sara la Givan, tot am vrut să-ți întâlnesc, să spun ce gângesc. Ochii tăi ai vers ca egera, îi visez mândru-n toată noaptea. Ochii tăi ai vers ca egera, mor pus pe jar mândru inima. Mândruțo, că ne-am întâlnit, ești cea mai frumoasă din cât ce-am văzut. Dar acum, mândruțo, că ne-am întâlnit, ești cea mai frumoasă și nu pot să ce uit. Nu mai vreau mândro par cineva, poate să fie verge e gera. Cu cine sunt că trăiesc, doar pe cine mândro ce-ndrăgesc. Nu mai vreau mândro par cineva, cât o fi de verge e gera. Cu cine sunt că trăiesc, doar pe cine mândro ce iubesc. Bucuroși de oaspeți, suntem astăzi în dialog cu tânărul interpret Florin Boita. Am ascultat această piesă cu mare bucurie și cu aducerea minte de un rapsod al zonei. Este vorba despre Achim Nica. Mărturiseai că l-ai întâlnit și că... Așa este, este o povestioară, dacă dați voie să, să o spun. În anul 1999 am cântat pe scena Parcului Rozelor din Timișoara la Festivalul Inimilor. Este un festival care este anual în Timișoara. Iar acolo, când am ieșit de pe scenă, a venit la mine un domn pe nume Nicolae Pârvu. Un domn care lucra la Radio Timișoara și era și scriitor. Și eu am cântat atunci piesa Dodă, Dodă. Și domnul Nicolae Pârvu, Dumnezeu să-l odihnească, a spus, dacă eu cunosc cine cântă această piesă. Bineînțeles, mai cânta și doamna Maria Tănase și mai mulți interpreți, dar de acolo din Banat a cântat-o domnul Achim Nica. Și am spus că nu, Achim, și el mi-a spus, Achim Nica, uite, glasul tău se aseamănă cu al lui Achim Nica. Eu eram copil, nu prea știam eu foarte multe. Și atunci el mi-a luat un scurt interviu, și-a luat unele schițe pe foaie, pentru că în anul 2000, la Obrej, în satul lui Achim Nica, Dumnezeu să-l odihnească, a împlinit 70 de ani, iar domnul Nicolae Pârvu i-a lansat o carte, Achim Nica la 70 de ani. Și spre bucuria mea și onoarea mea și, cum să spun, nu pot să am cuvinte,
Domnul Nicolae Purvu m-a trecut și pe mine în cartea domnului Achim Nica, așa că și eu sunt acolo în cartea domnului Achim Nica și, spre bucuria mea și mai mare, am fost invitat la ziua domnului Achim Nica la Obreja, unde am cântat și eu câteva piese și am întâlnit o grămadă de oameni, oameni care nu credeam că îi voi întâlni vreodată și am văzut lucruri care nu le voi uita niciodată acolo. Ce anume, ce te-a impresionat? M-a impresionat prima oară când am văzut atâta lume, să vină atâta lume, atât de mulți interpreți care în momentul de față nu mai sunt printre noi și atunci, ca și acum, aveam un caiet de autografe și mergeam la toți și luam câte un autograf de la fiecare interpret și chiar acum, și acum le am autografele unor, cum am spus, unii nu mai sunt printre noi, unii mai sunt și este o bucurie că am avut ocazia să întâlnesc așa oameni și mai ales pe marele dăinitor al Banatului Achim Nica. Florin, acum tu ești cel care dai autografe, deși ești atât de tânăr, vezi cât de frumoasă este viața? Da, este frumoasă și interesantă. Și interesantă, numai să oamenii spun că totul este frumos, dar este și greu pe de-o parte, dar dacă facem cu plăcere ceea ce facem, nimic nu este greu. Așa este, colaborarea cu Orchestra Populară Radio te-a impresionat. Piesa pe care tocmai am ascultat-o a fost înregistrată alături de această formație sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraș. Cum a fost colaborarea și cum a decurs înregistrarea acestor piese? Pentru că sunt mai multe. Această colaborare cu Orchestra Radio și cu, cum să zic, cu Radio București, îi se datorează doamnei Eugenia Florea, căreia îi mulțumesc și voi mulțumi toată viața de acum înainte. Pentru... Și pe care o salutăm dacă ne ascultă în acest moment. Da, o salutăm, căreia îi voi mulțumi toată viața mea pentru ceea ce a făcut pentru mine. Ea m-a descoperit și m-a dus în casa radio și pe urmă a început colaborarea și cu Orchestra Radio prin spectacolele care le-am avut, prin deplasările care le-am avut și prin festivalurile în care am fost acompaniat de Orchestra Radio, iar înregistrările care mi-a dat șansa Dumnezeu să le am în radio au fost ceva extraordinare pentru că, nu știu, poate nu mulți oameni știu cum este într-un studio de înregistrări, cum să zic, în fiecare zonă, dar aici la radio este altceva, se registrează altfel. Nu știu, n-am cuvinte, o experiență unică. Trebuie să revin la costumul tău popular. Remarc cromatica laibărului tău și originalitatea elementelor și felul în care au fost ele combinate. Ai o ladă de zestre adevărată, autentică, acasă? Sigur că da, și le păstrez cu mare sfințenie, iar acest laibăr care îl port astăzi este primit... împrumutat, pot să spun, pentru că așa ceva nu cred că o să, nu se mai găsesc, este primit de la fosta mea învățătoare, doamna Rodica Lăutaș din Ianova, chiar din satul de unde sunt bunicii mei, căreia îi mulțumesc din suflet și acest laibăr este chiar din satul Ianova și cu asta mă mândresc și mă fălesc foarte, foarte mult. Iar acum 2 săptămâni pe scena Sălii Radio ai venit cu un laibăr mult mai frumos decât acesta. Acel laibăr... Știu că atunci mi-ai mărturisit că mi-ai spus că este foarte vechi, are 50 de ani. La fel, sunt frați. Tot de la doamna învățătoare? Nu, acela l-am de la o prietenă de familie din Remetia Mare, care îi mulțumesc din tot sufletul, de lângă statul Ianova. Singur îți îngrijești costumele? Da, singur am grijă de ele și dacă cumva se întâmplă să plec undeva sau se întâmplă să nu le neglijez, ele mă strigă și spun vino și ai grijă de noi. Da, foarte frumos, foarte elegant costumul, trebuie să recunosc. Mulțumesc frumos! Ce teme îți place să abordezi în cântecele tale? În cântecele mele, momentan, fiind tânăr, exact. îmi plac temele despre tinerețe, despre mândruțe, despre cum să... despre joc, despre cum să... Mai târziu văd că ați spus în grafică și dacă îți babe prin vecini, o piesă mai satirică, cântece păcălim... Satirice. Între ghilimele, babele, ca să putem să mergem la mândruțe. Va urma și piesa care este și în topul Antena Satelor, Vrea tăicuțul să mă însoare. Așadar, sub semnul dragostei, cred da, că toate aici sunt sub semnul dragostei. Te afli da, și vreau să în spun, zona aceasta. Da, vreau să spun că această piesă, Vrea tăicuțul să mă însoare, mi-a adus foarte, foarte multe premii la toate festivalurile din țară unde am participat. Numeroase, de altfel.
Da, să spunem numeroase, dar să spunem că am luat toate premiile care se pot lua, de la cel mai mic până la cel mai mare, pentru că așa ne impresionant. Da, ne rodăm. Care este secretul succesului? Munca și seriozitatea. Frumos, muncă, seriozitate și pasiune până la urmă, sigur. Că fără pasiune, exact cum spuneai și la început, nu se poate face absolut nimic. Muzica unește suflete, exact ceea ce ne-am propus și noi în această după-amiază, să îi aducem pe ascultătorii noștri, să-i reținem aici pe frecvențele Radio Antena Statelor și să le dovedim, iată că românii pot fi foarte, foarte talentați, așa cum spunem și în promul emisiunii, românii pot fi geniali. Da, te rog, voi să spui ceva. Da, vreau să mai spun un pic, dacă tot ne-am vorbit despre piesa Vrea tăicuțul să mă însoare, da. Este o piesă poate reprezentativă din repertoriul meu, poate unii oameni au mai auzit-o sau unii mă recunosc spunând, uite pe băiatul care cântă piesa cu Florița, este o piesă în care... care am primit-o de la doamna Ana Almăjan Ciontea, poate ascultătorii dumneavoastră o cunosc pe marea îndrăgită Ana Almăjan Ciontea, care îi mulțumesc din suflet pe această cale pentru această piesă, și ea s-a gândit că dacă pe mine mă cheamă Florin, să-mi fac o piesă cu o drăguță Florița. Și așa s-a născut această piesă. Păi, zic să ascultăm piesa. Sigur, cu mare drag. Vrea tăicuțul să mă însoare, la 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 la, da cu Maria de pe vale, la 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 la. Maica vrea cu Anicuța, la 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 la, dar numai eu vreau cu Florița, la 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 la. Au, au, maică, oare ce mă fac? Face mândrilii mă plac, mă, la 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 la. Da mie, mie, dragă Florița, și-mi pun capul după ea, mă, la 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 la. Să uit ca văsălie, la 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 la, să nu mă uit la moșie, la 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 la, să mă uit în ochii ei, la 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 la, să vă pot trăi cu ei, mă, la 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 la. Au, au, maică, oare ce mă fac? Toace mândrilii mă plac, mă, la 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 la. Da mie, mie, dragă Florița, și-mi pun capul după ea, mă, la 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 la. În sat la joc, la 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 la, toace mândrilii au foc, mă, la 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 la. Când o joc cu Florița, la 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 la, țupui ochii și gura, mă, la 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 la. Au, au, maică, oare ce mă fac? Toace mândrilii mă plac, mă, la 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 la. Da mie, mie, dragă Florița, și-mi pun capul după ea, mă, la 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 la. Bănățănili, la 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 la, frumoasă ca florilii, mă, la 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 la. Mie place mândra mea, la 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 la, și asta-i Florița, mă, la 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 la. Au, au, maică, oare ce mă fac? Toace mândrilii mă plac, mă, la 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 la. Da mie, mie, dragă Florița, și-mi pun capul după ea, mă, la 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 la. Au, au, maică, oare ce mă fac? Ce mândrilii mă plac, mă, la 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 la. De cât să am, măicuță, eu sap, mai bine viață cu drag, mă, la 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 la. Planuri la 25 de ani sunt mărețe. Sunt multe și mărețe. Și numeroase și importante. Care este primul pe listă? Primul pe listă din punct de vedere muzical, să mai imprim câteva piese cu Orchestra Radio București, care sper să se realizeze într-o perioadă cât mai scurtă. Și... Ai ceva piese deja pregătite? Ai da, am câteva piese pregătite și sperăm să fie ceva frumos. Interesant ar fi atunci când apar pe scenă să și dansezi.
ar fi un spectacol mult mai... Să știți că într-un spectacol... Complex. Pentru că tot spuneai că ești și dansator. Da, într-un spectacol la Sala Radio din București, doamna Eugenia Florea, în anul 2011, a făcut un spectacol ca noi să facem și altceva de ceea ce... decât să cântăm. Și atunci... Eu, împreună cu colega mea, Emilia Dorobanțu, am ales să și jucăm. Și am jucat Călușul Oltenesc. Ceva... destul de greu, de altfel. Da, destul de greu. Recunoaște. Și a fost ceva mai, mai special și ceva care ne-a scos în evidență și dansul. Ce alte pasiuni ai în afară de muzică în general, muzică populară în mod special și... Să știți că muzica dans. Ocupă foarte mult timp, așa că nu prea mai am timp de altceva, dar iubesc jocul și pe lângă mai merg cu prietenii de la ansamblu să ne relaxăm la pescuit. Nu sunt eu un pescar mare, dar mergem să stăm la aer curat. Asta a început sezonul? Nu da. Mă pricep, întreb. Sunt nici un novice. Nici tu nu știi. Am înțeles. Florin, din păcate puține minute ne despart de finalul întâlnirii noastre. Multe știu că ai a ne povesti. Peste 2 săptămâni va fi ziua ta de naștere. Da. Îți spunem de pe acum la mulți ani. Mulțumesc frumos. Iată, ascultătorii noștri continuă să îți trimită mesaje. Nu avem timp pentru a le citi pe fiecare în parte. Sper să înțeleagă acest lucru. Oricum, din suflet, le mulțumesc eu în numele da, tău. Da, și eu le mulțumesc și sperăm că subiectele care nu le-am putut termina în această emisiune să urmeze într-o altă emisiune. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Mândrodorul de la tine și să fii om cu gânduri bune. Sunt alte două cântece pe care le scoatem. Așa este. Prima este o doină, iarăși, de lumina. Dragoste pentru toți îndrăgostiții care au iubit, iubesc și vor iubi. Și să fii om cu gânduri bune este pentru fiecare ascultător care este astăzi în fața micului radio să ne asculte, să fie om cu gânduri bune. Mândrodorul de la cine au mândră dragă, păstăvăi și gealuri vine. Păstă gealuri prin grădine mândro, mândro dragă, și s-așa la mine. Ceamă-ți mândrodorul acasă, au mândră dragă,
și pe mine să mă lasă. Am un suflet iubitor, mai mândro, mândro, dragă. Și nu pot trăi cu dor. Am un suflet iubitor, mai mândro, mândro, dragă, și nu pot trăi cu dor. Să fii bun și cinstit, dacă vrei de lumea toată să fii prețuit. Cinstea și omenia să-ți fie fală, dacă vrei viața asta să-ți o faci ușoară. Să fii om cu gânduri bune, la 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 la, și atunci ai de tot ce-n lume, la 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 la. Să fii om adevărat, la 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 la, bun la suflet și curat, la 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 la. Preciniți-vă ca cine să fie, să aibă suflet curat, dar și omenie. Locul tău să-ți fie aproape de ei și oricând să-ți ajuți cu precinii tăi. Să fii om cu gânduri bune, la 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 la, și atunci ai de tot ce-n lume, la 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 la. Să fii om adevărat, la 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 la, bun la suflet și curat, la 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 la. Lăcomești, să faci prea mulți bani și atunci n-o să ai atâția dușmani. Tot ce faci în viață să fie cinstit, dacă vrei nopțile toace să dormi liniștit. Să fii om cu gânduri bune, la 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 la, și atunci ai de toace în lume, la 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 la. Să fii om adevărat, la 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 la, bun la suflet și curat, la 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 la. Să fii om cu gânduri bune, la 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 la, și atunci ai de toace în lume, la 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 la. Să fii om adevărat, la 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 la, bun la suflet și curat, la 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 la. Florin Boita, să fii om cu gânduri bune, să fii om adevărat. Ce înseamnă a fi om adevărat? Înseamnă raritate. Da, din păcate în ziua de astăzi tot mai mulți oameni uită de omenie și uită de unele, cum să spun, obiceiuri omenești care ar trebui să fie, și atunci m-am gândit să înregistrez o piesă, să fii om cu gânduri bune, să nu uităm niciodată. Când credem că am deviat, să ascultăm să fii om cu gânduri bune. Aș vrea să-mi spui cum găsești tu satul copilăriei tale acum, după atâția ani și după atâtea turnee, atâtea spectacole și atâtea locuri vizitate în țară. Ți-ai făcut o impresie. Da, îl regăsesc cu mare drag, pentru că niciodată nu se va uita locul de unde am plecat. Eu cel puțin niciodată nu voi uita acest lucru. Iar acolo sunt bunicii, acolo sunt amintirile, acolo sunt prietenii din copilărie.
acolo mă întorc de fiecare dată cu drag și mă liniștesc. Se mai păstrează tradițiile și obiceiurile? Se mai păstrează. Ca acum 25 de ani, de se exemplu? Se mai păstrează, dar mai rar, să fim sinceri. Nu chiar așa acum 20 de ani când eu eram foarte mic. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Multe, multe, așa cum spuneam și mai devreme, mă repet, multe am fi avut a asculta și a povesti. Cu siguranță vor mai fi și alte asemenea întâlniri. Puține, foarte puține minute ne despart de finalul ediției de astăzi. Lada Dezestre. Florin Boita, câteva gânduri adresate ascultătorilor Radio Antena Satelor. Cei care te-au primit cu mare drag și cu multă căldură în această după-amiază. Numai puțin dăm voie, Emilia Socea ne ascultă din Luxemburg și spune: în fiecare zi mă bucur nespus să văd că promovați tinere talente, deoarece sunt viitorul folclorului românesc. Vă salut și felicitări interpretului Florin Boita. Cât de frumos! Da, sărmâna! Vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, și Radio România Antena Statelor pentru această invitație și această oportunitate să fiu în această frumoasă emisiune. Doresc și eu tuturor ascultătorilor multă sănătate, fericire și să aibă o primăvară veșnică în suflet, să aibă grijă de ei și Dumnezeu să-i ocrotească la fiecare pas și să știe că Florin Boita iubește pe toți și să-l urmărească pe Florin Boita și în continuare unde va apărea. Toate cele bune și Doamne ajută la toată lumea! Cu siguranță, mult succes, Florin, sub semnul prieteniei. Am fost în această după-amiază împreună, ne luăm rămas bun și în ritmuri de joc, evident. Așa este. Dragi prieteni, sunt Arabela Ionescu, vă mulțumesc tuturor, rămâneți pe frecvența Radio Antena Satelor. Urmează emisiunea Fermier în România. Dragul mi să joc, Florin Boita, închidem Lada Dezestre, ne reauzim la ora 20 la dedicații muzicale. Dragul mi să joc brâu al din Banat, la 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 la. Cu ortașii mei și feșorii din sat, la 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 la. Hai cu bucurie, frace văsălie, hai și tu Ilie, la 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 la. Avem joc în sat, mândru cam Banat, joacă bere apăsată, la-i-la-la-la-la-la. Om juca și Argeleana cu Măria și cu Ana, cu Florița și Ilia, la-la-la-la-la-la-la. Dragul mi să port brâu al din bătrâni, la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Tata l-o purtat și ai mei ai străbuni, la 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 la. Hai cu bucurie, frace văsălie, hai și tu Ilie, la 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 la. Hai feșor la brâu, până nu-i târziu, să crească bobuge grâu, la 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 la. Și-om juca și Argeleana cu Măria și cu Ana, cu Florița și Ilia, la 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 la. Iacă vine și mândra a măi frumoasă, la 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 la. Cu șupac și coale din pânză geasă, la 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 la. O pregui cu flori ca la sărbători, de le place la fișori, la 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 la. Fată bănățană, mândra ianoviană, cu nume de Ană, la-i-la-la-la-la. Ochii ei sunt numai foc, mă duc să o iau la joc, poace-mă fi cu noroc, mă la-la-la-la-la-la. Oi juca și Argeleana cu Măria și cu Ana, cu Florița și Ilia, la-la-la-la-la-la-la.